Dragă, eu și profesorul tău o să fricărică de seară, deci poți să nu vii de vreme. Poftim! Salut, bă, șacalor, ce faceți? Bă, eu mi-o ard aiurea rău cu postatul, că nu știu, mi-e foarte greu să postez pentru că am un fel de examen la anatomie acum și am de desenat o grămadă și chestii și n-am timp, efectiv, de filmat. Tocmai de-aia postez în fiecare zi chestii pe Instagram, pe story, ca să vă fac să râdeți mereu, știi? Adică dacă nu pot pe YouTube, măcar să pot pe Insta, așa că dați un follow la Niculeț acolo. Astăzi, dragii mei prieteni, o să ne uităm la niște mesaje pe care le-au avut niște elevi cu profesorii lor. Mi-aduc aminte că am avut și o chestie de asta cu un profesor, cu o profesoară, de fapt, din clasa a 8-a, dacă nu eșe. Eram într-o excursie, frate, și tot băteau mulți la ușă. Băi, de fiecare dată când deschideam, nu era nimeni acolo și lăsam chestii pe jos. Băi, și la un moment dat, bă, seara m-am enervat și stăteam lângă ușă și am zis: "Bă, care vine acum, să vezi ce fac." Știi că deschid repede ușa și îl prind. Bă, și când deschid ușa, atrapă dată, zic: "Ce pu!" Știi, și era acolo diriga. Hai, continuă, Lucian, să te văd. Mamă. Ea nu m-a crezut atunci, am o super pedepsit, dar eu v-am să zic ce pui mei. Vorbesc foarte serios, eram clasa 8-a, eram uite așa, știi? Gen chiar v-am zis ce pui mei. Mă rog, gen chestii de astea, știi, cu profesorii verbale, mă rog. Hai să trecem la conversații. Lasă un like și un comentariu cu întâmplarea ta cu un profesor. Textele sunt în engleză, dar o să le citesc direct în română ca să fie mai ușor și vouă și să spune mai amuzant. Dacă vrei haine și sneakers super cool, intră pe Footshop și alege orice produs îți place. Găsește mărimea, adaugă-l în coș și bagă codul SNEAK pentru o super reducere. Link în descriere. Bă, nu știu cum să încep. Baby, am nevoie de tine în mine acum. Ok, vin imediat. Ha, te-am prins, nu mai ai voie să ieși cu fata mea. Domnule Collins, sunteți dumneavoastră? Eu tocmai testam să văd dacă fata dumneavoastră este prea perversă pentru fiul meu. Cred că suntem pe același vibe atunci. Vă urez o zi bună, domnule. Bine, acum am dat seama că sunt foarte vechi, că sunt, cred că, de pe un iPhone de la 3G. Cine știe că sunt de adevărate, dar sunt foarte vechi, asta e cert. Bun, aș dori să programez o ședință părinte-profesor pentru Tommy. Doamne, nu ai nimeni timp pentru asta. Ok, acum înțeleg de unde am oștenit asta. Pică la română. Adică la engleză, mă rog. Copilul meu, nu ai timp pentru engleză. Pune mâna pe carte că ți-au calculatorul cu fil prot. Dragă, eu și profesorul tău o să facem fricricăi de seara, așa că nu trebuie să vii de vreme. Aha, mamă, citește mesajul tău. Cred că trebuie să urești autocorectorul de pe iPhone. Ce autocorector? Sunt serioasă. Mama, mă mor, mă mut. Bă, nu știu, cred că e aiurea. Bine, trebuie să bai o mamă de treabă să zic asta, că Dicky Freaky de seară nu veni acasă. Băi, Andru, ți-am lăsat 50 lei. Tu te-n oraș și faci, eu am Freaky Dicky de seară. Nu veni acasă. Băi, nu veni, Andru, nu veni. Bună ziua, domnule profesor, am citit deja cartea Huck Finn în această vară. Trebuie să o mai citesc încă o dată? Orice carte care a meritat să fie citită o dată merită să fie citită din nou. Chiar și Twilight, domnule profesor? Am zis care a meritat să fie citită odată. Acum nu știu câți dintre voi știți, dar Twilight era chestia cu vampiri, cu aia de zburau prin copaci așa, vampirii aia care se iubeau și se transformau și lupi și... Da, e, are dreptate profesorul ăsta, nu, gen, dacă mai știți de Twilight, nu știu dacă v-a plăcut, dar eu nu, chiar, băi, nu, hai, frate, băi, serios, nu. Adică mai bine citești și ăsta cu Huck Finn să mor decât asta cu Twilight cu vampiri, știi? Bună seara, domnule Morgan! De ce îmi scrii la 2 dimineața? Poți să-mi scrii doar dacă vrei să vorbești despre tema la mate. Ok, îmi cer scuze, dormeați cumva? Da, tu nu dormeai? Nu, încă făceam tema la mate pe care le-am dat-o. Bă, niciodată nu mi-a plăcut matematica. Deși profesorul pe care l-am îndrăgit cel mai tare în 5-12 a fost proful de mate, jur că n-am iubit matematica niciodată. Se crea sunt o vărășie între mine și profesorul de mate, dar nu din clasa. Bă, a 5-a mi-a plăcut, dar în clasa 6-a mi s-a rupt filmul Hava. Deci încă țin minte când am ajuns la de așa cu V, cum doar vertical, radical, vector, nu știu. De atunci m-am dus, zic, gata. Nu, nu-i drumul meu, deci nu. Nu a fost din familie, din moștră, mă, eu nu la mate, deci nu. Deci copii, credeți-mă, bă, nu vreau să fiu așa, să vă zic, nu vă faceți temeri să nu așa. Dar bă, dacă nu-i făcută matematica din moștră, moștră, așa, bă, nu o pricep, o să cât ai vrea, tu nu merge, mă. Așa că dacă nu ești bun la mate, nu-ți face griji, o să-ți găsești altă vocație, o să-ți dai seama ce ești bun, dar eu n-am fost bun la mate, tocmai de-aia acum desenez.
Da. Bună ziua, domnule Bal. Sunt foarte tristă pentru nota mea de la ultimul test. Putem să facem frikidiki luni după școală, vă rog, Eliza. Vino mai târziu după școală ca să nu ne poată vedea niciun profesor. Îți convine un B plus că deja devin frikidiki noua când mă gândesc la tine, draga mea studentă. Domnule profesor, m-am referit să mă revanșez cu dumneavoastră. Ok, asta este stânjenitor. O să-ți dau un 10 dacă nu repeți asta și o ștergi. Da, domnule Barnes, cred că... Rikidiki! Bună, Jack, aici este profesorul Honey. Ne-am întâlnit la conferință ieri și mi-ar plăcea să vă cunosc mai bine. Doamna Wills? Aici e Hana, adică lol. Stai, eu am crezut că ți-ai completat pe foaie numărul părinților tăi. Ups, cred că ne vedem luni. Vai, păi mai dă-te ochii cu proful ăla să mor. Da, bună dimineața, copii, stați jos, prezența, Andrei prezent, așa, Hana. Hana, ce mai face măta? Zi-mă, Ana, ce mai face măta? Auzi, ce face măta? Vreau să știu ce face măta. Vreau eu să știu. Ei, bună ziua, care este tema pentru diseară? Oh, bună, Jess, este de la pagina 13 din cartea de lucru. O, doamne, Jason, studenta aia de la mine din clasă, super, super hot, mi-a scris. O, doamne, aș vrea să o sărut așa de rău. Sunt Jess, hello? Îți dau $300 dacă nu spui nimănui. 400 și te las să mă pupi. Pupă-mă! Hei, mamă, sunt la detenție. Dar stai, de ce? Ce ai făcut? Păi, Laura, profesorul a îndreptat o riglă spre mine și a zis că de la celălalt, la celălalt capăt se află un idiot. Și? Și l-am întrebat la care capăt se referea. Asta e fata mea. Bum! Îți dai seama că asta înseamnă pică, dar nu așa pe semestru, pe viață, bă. Bă, am prieteni pe care profesorii pică în mod neintenționat, bă, la materie. Au rămas corigent 3 ani, bă, de liceu, de jur, în fiecare sac, așa vor profesorii. Bă, acum ce vă recomand eu e să fiți gen elevii aia, frate, gen, nu știu, civilizați, cu umor, chiar dacă n-aveți temă. Asta îți asum, dar pune 4 și dacă ești sincer, crede-mă, până ori te scoate asta. Eu am avut 10 de ori, bă, când am avut tema sau ți s-a întâmplat ceva sau mi-au pus să-mi analizez tema și zic, doamnă, cred că 4 jumate merită. Atâta merită, ce să fac, atât am putut. Bă, sinceritatea e mai bună, bă, fiți sincer, să aveți simțul umorului, nu să nu-mi fiți de așa, bă, de dau profesorul jos de pe scaun. Au puteți pur și simplu să învățați mereu, mă rog, asta e... E și asta o variantă, dar eu v-am zis ce e mai ușor, știi? Dragilor, cam acesta a fost videoclipul. Cine știe dacă s-a întâmplat? Asta e foarte posibil să fi întâmplat, să nu se fi întâmplat. Dacă aveți vreo întâmplare amuzantă, orice fel de întâmplare, să o lăsați acolo în comentarii, le citesc, mă amuz și eu, se amuză și ceilalți, vă dau inimă tot. Nu uitați de un follow pe Instagram și cine a rămas până aici să spună cuvântul murătură, iar eu îi voi da like pe Instagram la o poză dacă nu are profilul privat. Și cei care au rămas până aici, mai știu că poate de Crăciun va apărea o reacție, nu zic nimic mai mult, ne vedem de Crăciun. Sărbători fericite și aveți grijă de voi, eu am examen la anatomie. Pa, bă!